Zi tensionată pentru șeful DIICOT, Felix Bănilă. El a avut discuții cu ministrul Justiției Ana Birceal și cu procurorul general Bogdan Licu, după ce luni președintele Klaus Iohannis i-a cerut să demisioneze pe motiv că a gestionat prost cazul Caracal. Tensiunile au apărut încă de vineri, când ministrul Justiției Ana Birceal a avut o discuție cu șeful DIICOT în care i-a reproșat gestionarea defectuoasă a cazului Caracal și modul în care a fost tratată familia Melencu. Într-un comunicat transmis presei în această dimineață, șeful DIICOT afirmă că va culege opiniile colegilor săi, ale șefului ierarhic și ale celor implicați în actul numirii procurorului șef al DIICOT, după care va aduce la cunoștință publică rezultatul deciziei luate. El precizează că demisia șefului DIICOT va fi rezultatul unui amplu proces cognitiv, nu doar expresia unei simple porniri instinctuale. În intervenția sa de luni, în care a cerut demisia lui Bănilă, președintele Klaus Iohannis a pus la îndoială credibilitatea și profesionalismul celor de la DIICOT, judecând după modul în care au acționat procurorii. Astăzi nu mă refer doar la guvern, mă refer și la conducerea DIICOT, instituția cărei implicare în cazul Caracal ar fi trebuit să aducă un plus de profesionalism și credibilitate. Doar că, sub conducerea domnului Bănilă, acest lucru nu s-a întâmplat. Așadar, îi cer domnului Felix Bănilă, procuror șef la DIICOT, să-și înainteze imediat demisia din funcția de procuror șef al DIICOT. Șeful statului a criticat și modul în care a fost tratată familia Melencu. Asta după ce mama Luizei Melencu, una dintre victimele de la Caracal, a reclamat că ea și familia ei sunt tratați ca ultimii oameni. În condițiile în care oamenii au așteptarea legitimă de a fi apărați, este revoltător modul în care în ultima săptămână unele instituții publice au reacționat atât în ceea ce privește ancheta de la Caracal, cât și în ceea ce privește ancheta legată de cumplitul caz din Dâmbovița. În ambele cazuri am văzut reacții întârziate, gesturi publice de-a dreptul scandaloase, care denotă lipsa de preocupare pentru victime și pentru familiile victimelor. Șeful statului a adăugat că este extrem de grav cum potențialii infractori sunt tratați cu mănuși, iar victimele sunt tratate cu duritate și cu agresivitate. El a mai spus că PSD va plăti politic pentru felul în care a înțeles să guverneze țara. Reamintim că numirea lui Felix Bănilă la conducerea DIICOT a fost una controversată. Procurorii instituției au cerut președintelui Klaus Iohannis să nu-l numească pe Felix Bănilă în fruntea DIICOT. Totuși, șeful statului a semnat numirea lui Bănilă după 2 luni de tergiversare.